Bună ziua, vă salută Tatiana. Astăzi voi continua cu cea de-a doua parte a tutorialului început ieri, în care vom continua să învățăm modul de a lucra această frumoasă dantelă. Așa cum știți, dacă vă amintiți, am încheiat ieri cu această primă parte. Acesta este începutul, este foarte important. Am ajuns în corespondența rândului format doar din piciorușe scurte. Acum, voi continua lucrând un număr de 6 ochiuri de lanț. 2, 3, 4, 5, 6. Voi lua firul pe croșet. Voi intra în spațiul din spatele piciorușului dublu și voi face un picioruș dublu. Voi continua cu 3 ochiuri de lanț. 1, 2, 3. Firul pe croșet. Voi face un picioruș dublu, nu în corespondența piciorușului dublu, ci în ochiul de lanț dinaintea acestui picioruș. Deci aici va veni un picioruș dublu, din nou 3 ochiuri de lanț, 2, 3. Iar acum voi număra 1, 2, 3. Voi intra în cel de-al treilea picioruș din rândul anterior. Voi face un picioruș scurt. În următorul voi face cel de-al doilea picioruș scurt. Voi întoarce lucrul și voi continua cu 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu. Firul pe croșet, voi intra în corespondența primului spațiu și voi lucra 5 piciorușe duble. 1, 2, 3, 4, 5. Firul pe croșet, un picioruș dublu în corespondența piciorușului dublu. În spațiul următor vom lucra din nou 5 piciorușe duble, 1, 2, 3, 4 și cel de-al cincelea picioruș dublu. În corespondența piciorușului dublu voi face un picioruș dublu, să-l nimeresc, așa, cu atenție. Iar în spațiul următor voi continua din nou cu un număr de 5 piciorușe duble. Noi ne întâlnim după ce vom lucra aceste 5 piciorușe duble. Am lucrat cele 5 piciorușe duble, voi lua firul pe croșet și în cel de-al treilea ochi de lanț din acest segment voi intra și voi face din nou un picioruș dublu. Nu uitați că aici am făcut cele 6 ochiuri de lanț. Acum voi întoarce lucrul din nou și voi face 1, 2, 3, 4 ochiuri de lanț. Firul pe croșet, voi număra 1, 2, 3, voi intra în cel de-al treilea picioruș din rândul anterior și voi face un picioruș dublu. Un ochi de lanț, voi sări un picioruș, voi intra în cel de-al doilea și voi face din nou un picioruș dublu, un ochi de lanț, un picioruș dublu în cel de-al doilea, 1, 2. În felul acesta vom continua până la sfârșitul rândului. Dacă vă amintiți, noi le-am lucrat deja și știm modul în care se realizează. Deci voi continua.
singură, la fel și dumneavoastră. Am ajuns la capătul rândului aproape. Am făcut ultimul ochi de lanț, acum voi face un picioruș dublu în cel de-al treilea ochi de lanț al primului picioruș de la începutul acestui rând, după care voi face două ochiuri de lanț, cu care apoi voi coborâ pe această parte și voi intra cu acesta în cel de-al doilea picioruș, deci 1, cel de-al doilea picioruș este aici, apoi voi face în următorul un picioruș scurt, voi întoarce lucrul în corespondența acestui spațiu. Eu voi face un număr de 3 piciorușe scurte, 2, 3, după care, în corespondența piciorușului dublu, voi lucra un picioruș scurt în spațiul format din ochiul de lanț, picioruș scurt, deci vom continua cu piciorușe scurte, atât în corespondența piciorușului dublu, cât și în corespondența ochiului de lanț. Noi deja am lucrat acestea, vom lucra singuri și ne întâlnim la capătul acestui rând. Am ajuns la capătul rândului, ultimul picioruș scurt îl voi face în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș. Deci aici este ultimul picioruș scurt. În acest moment voi face din nou 6 ochiuri de lanț. 3, 4, 5 și cel de-al șaselea. Voi intra din nou așa cum ați văzut deja. Deci am luat firul odată pe croșet. Voi intra din nou în acest spațiu, în spatele primului picioruș dublu și voi face un picioruș dublu, 3 ochiuri de lanț, un picioruș dublu în cel de-al treilea picioruș scurt, 1, 2, 3, voi face 1, 2, 3 ochiuri de lanț, un picioruș scurt, 1, 2, în cel de-al treilea picioruș scurt din rândul anterior, apoi un nou picioruș scurt în următorul picioruș, întoarcem lucru, voi face 3 ochiuri de lanț, care vor ține locul unui picioruș dublu. Apoi, în corespondența primului spațiu, voi continua cu cele 5 piciorușe duble. Deci, vedeți, în momentul în care învățăm acest fragment, să-l numim așa, din lucrare, el se va repeta. Important este ca noi să îl reținem și apoi veți vedea că lucrul va merge foarte, foarte ușor. În corespondența piciorușului dublu, voi face un nou picioruș dublu, voi continua cu 5 piciorușe duble în următorul spațiu, 1, 2, 3, 4, 5, voi continua cu un picioruș dublu în corespondența piciorușului dublu, urmat de alte 5 piciorușe duble în acest spațiu format din cele 6 ochiuri de lanț. Deci voi face 1, 2, 3, 5,
vom împinge un pic lucrul în felul acesta. Apoi vom face picioruș dublu în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț 1, 2, 3. Aici va veni un picioruș dublu. Uitați-vă ceea ce am obținut până acum. Acum vom întoarce lucru. Vom face 1, 2, 3, 4 ochiuri de lanț. Firul pe croșet, 1, 2, 3, picioruș dublu în cel de-al treilea, picioruș scurt din rândul anterior, un ochi de lanț, am făcut un ochi de lanț, am luat firul pe croșet, voi sări un picioruș, voi intra în cel de-al doilea și voi face picioruș dublu, din nou ochi de lanț, firul pe croșet, picioruș dublu în cel de-al doilea, deci vom continua în felul acesta până la sfârșitul rândului. Ne vom întâlni și vom mai lucra o dată, să vedeți din nou, pentru că raportul este același. Important este să reținem această parte și modul în care le unim între ele. Apoi totul va merge de la sine. Am ajuns în corespondența ultimului picioruș dublu, aici am făcut deja ochiul de lanț de separare, voi intra în cel de-al treilea ochi de lanț și voi face un picioruș dublu, după care voi face din nou două piciorușe scurte, două ochiuri de lanț. Apoi voi face un picioruș dublu în cel de-al doilea ochi de aici. Deci avem primul, cel de-al doilea. Și voi continua cu un nou picioruș scurt. După care voi întoarce lucru în corespondența ochiurilor de lanț. Voi face 1, 2, 3 piciorușe scurte, în corespondența piciorușului dublu, un picioruș scurt, în spațiu de un ochi de lanț, un picioruș scurt, deci continuăm cu piciorușe scurte lucrate atât în corespondența piciorușului dublu, cât și în corespondența ochiului de lanț. Acestea le-am lucrat deja și în celelalte segmente pe care le-am învățat, acum vom continua singure. Am ajuns la capătul rândului, voi face ultimul picioruș scurt în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din acest prim picioruș, după care se va relua totul de la capăt. Deci se va pleca cu cele 6 ochiuri de lanț. Deja am executat acestea. Practic, se merge înainte și înapoi. Acesta este modul în care putem lucra această frumoasă dantelă. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voi face picioruș dublu în spatele piciorușului dublu. 3 ochiuri de lanț. 2, 3. Picioruș dublu în cel de-al treilea, 1, 2, 3, în felul acesta, 3 ochiuri de lanț, 2, 3, după care
care vom face un picioruș scurt, 1, 2, 3, în cel de-al treilea, apoi un nou picioruș scurt în următorul, întoarcem lucrul, facem 3 ochiuri de lanț care țin locul piciorușului dublu, continuăm cu piciorușe duble, întotdeauna sunt 5 piciorușe duble în corespondența fiecărui spațiu. Nu uitați să lucrați și picioruș dublu în corespondența piciorușului dublu. Deci, practic, repetăm tot ceea ce am învățat până acum. Important este ca dumneavoastră să vă notați pe un caiet această schemă, să-i spunem, pentru că de fapt nu este o schemă. Ceea ce vă spun eu, ceea ce vă arăt, dumneavoastră puteți scrie câte piciorușe scurte, în primul rând, în al doilea, în felul acesta. Și odată ce veți face primul și al doilea raport, veți vedea că totul va fi foarte simplu pentru dumneavoastră. Ceea ce părea la început atât de dificil, în realitate este foarte ușor de executat. Este destul doar de un pic de atenție, un pic de manualitate și, bineînțeles, un pic de răbdare. Eu sper că această nouă lecție să vă fie de ajutor, să vă bucur, doamnelor, pentru că dacă sunteți mulțumite dumneavoastră, sunt mulțumită și eu, bineînțeles, și aici voi termina cu un picioruș dublu în cel de-al treilea ochi de lanț. Eu mă voi opri aici, pentru că dumneavoastră de acum știți ceea ce este de făcut. În cazul în care aveți vreo nedumerire, puteți relua și acest scurt tutorial de la capăt, să vizionați din nou, iar dacă totuși nu înțelegeți ceva, vă rog să-mi scrieți în comentarii. Dacă v-a plăcut ceea ce v-am prezentat, vă rog să lăsați un like, un comentariu, acestea mă ajută foarte mult în creșterea canalului de YouTube. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, vă doresc o duminică minunată și ne vom întâlni cu noi tutoriale la fel de interesante. Vă salută, Tatiana, la revedere!